cunoaștem, știm viața Sfântului proroc Ilie, care a trăit cu aproximativ 800 de ani înainte de Hristos și care, așa cum au fost și ceilalți proroci și profeți, profeții Vechiului Testament, între altele au avut misiunea întoarcerii poporului la credință. Ei au fost ca niște semnale de alarmă, ca niște SOS-uri pe care Dumnezeu i-a lăsat și i-a binecuvântat și i-a îngăduit atunci când poporul său rătăcea. Când poporul său se afla în rătăcire, în dezorientare și când aluneca în credință deșarte și păgânești. Și Sfântul proroc Ilie a venit într-un moment ca acesta, când poporul s-a îndepărtat și s-a înstrăinat de Dumnezeul cel adevărat. Și iată că el, născut în zona Tesbei, de aici numele Tesviteanu, ca fiul al lui Joach, și el se va lupta cu fiii cei vitregi ai lui Baal, datorită reginei feniciene Izabela, soția regelui Ahab, al Israelului de atunci, al țării Israelului de atunci, care rege a fost indus în eroare și dus pe calea rătăcirii și a pierzaniei, ajungând un rege idolatru datorită acestei regine feniciene, Izabela. Ei, fenicieni, închinându-se regelui Baal, care era unul dintre marilor regi, marilor zei, cărora lor le acordau o cinste deosebită. Și știm cum Sfântul proroc Ilie a avertizat că se va abate asupra țării lui Israel o foamete de peste 3 ani și jumătate. Cu secetă și fără ploaie, știm cum apoi s-a luptat cu închinătorii regelui zeului Baal pe muntele Carmel, 450 la număr, și cum s-a arătat, s-a adeverit cine este, care este Dumnezeul cel adevărat, cel care a primit jertfa lui Ilie, arderea de tot. Dincolo de toate aceste învățături și multe altele, și multe alte minuni pe care le știm că le-a făcut prorocul Ilie, și învățături ale sale despre credința cea adevărată în Dumnezeul cel viu și adevărat și veșnic, să înțelegem că biserica, între alte daruri sau calități, o are și pe cea profetică. Are lucrarea profetică, care niciodată nu s-a stins și nu s-a diminuat în biserică sau din biserică. Nu a plecat niciodată această lucrare, acest dar. Permanent fiind în toate locurile și în toate vremurile oameni, slujitori ai lui Dumnezeu, care cu mult curaj, cu multă asumare și cu multă demnitate i-au avertizat pe oameni că se îndepărtează și se înstrăinează de Dumnezeu cel adevărat. Acești proroci prin care, de fapt, Dumnezeu a vorbit și a grăit și vorbește în continuare, sunt cei care au arătat care este Dumnezeul cel adevărat, care este învățătura sa cea sfântă și dreaptă, cum oamenii, iată, alunecă în diferite rătăciri, alunecă în diferite păcate și se ostoiesc în diferite patimi, cum oamenii se îndepărtează și se înstrăinează de Dumnezeu și de Biserica Lui cea Sfântă, ieșind din această cetate pe care nici porțile iadului nu vor birui. Și noi, și astăzi, mulțumim Lui Dumnezeu că avem parte de această lucrare profetică a Bisericii, care se manifestă în slujitorii Săi, căci iată mari părinți duhovnicești și sfinții ai Bisericii din vechime până astăzi, până în contemporaneitate, nu au fost altceva decât niște avertizori, niște proroci și profeți care ne-au trezit, ori au căutat, au dorit să ne trezească pe noi.
Să ne trezească conștiințele noastre, mințile noastre și cugetele noastre. Oameni drepți și sfinți, cu multă demnitate și cu multă onestitate și cu mult curaj, care au spus adevărului pe nume și pe față, chiar dacă adevărul a deranjat sau a supărat, ori deranjează și supără, cum a deranjat-o și pe regina Elisabeta și pe regele Ahab, atunci când prorocul Iliei mustra pe aceștia. Toți acești mari proroci ai bisericii și părinți, duhovnici și slujitori, care ne caută a ne trezi și a ne avertiza pe noi și a ne întoarce și îndrepta pe noi, sunt urmași ai prorocului Ilie și ai prorocului Ioan Botezătorul și a tuturor celorlalți mari proroci, Isaia, Ezechiel, Ieremia și ceilalți mari proroci. De asemenea, sunt urmași ai tuturor sfinților și părinților deosebiți și îmbunătățiți sau duhovnicești ai bisericii. Și noi putem fi niște proroci atunci când prin viața noastră, prin mărturisirea noastră, prin propovăduirea și prin purtarea noastră, trezim conștiințele și cugetele semenilor noștri, ai apropiaților noștri, ai cunoscuților noștri pe care îi vedem cum alunecă și deraiază sau derapează, ducându-se aiurea, orbecăind într-o viață dezordonată și dezorientată sau debusolată. Ei, mari proroci ai bisericii, au trezit conștiințele bisericii, conștiințele fiilor bisericii, pentru a ne readuce în staulul bisericii cel dumnezeiesc al împărăției celei cerești și veșnice a Preasfintei Treimi, care încă de aici se creează, se alcătuiește sau se construiește. De la prorocul Ilie avem multe de învățat, ori de reținut. Curajul său, demnitatea sa, dreptatea sa, onestitatea sa, bărbăția lui, multe, capacitatea lui de jertfă, de jertfire. Cum putem învăța toate acestea de la toți urmașii prorocilor și ai apostolilor sau ai sfinților până în ziua de astăzi, până în zilele noastre. Poate nu întâmplător a rânduit Dumnezeu și prorocul Ilie să ne întâlnim în această seară, la această vecernie și de litie, în ziua de astăzi, când se împlinesc exact 12 ani de când a trecut la veșnicele și cereștile lăcașuri unul dintre marii părinți duhovnicești și proroci ai bisericii noastre, Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc, de la Mănăstirea Techirghiol, care a răposat în data de 19 iulie 2011. Și el, un mare proroc și mărturisitor, alături de ceilalți, de toți ceilalți mari părinți duhovnicești contemporani. Ce era glasul Părintelui Cleopa Ilie, dacă nu glasul unui proroc? Sau glasul Părintelui Teofil Părăian, sau glasul Părintelui Ioan Iovan de la Mănăstirea Regea? Nu mai zic de glasul Părintelui Iustin Pârgu, ori de glasul Părintelui Arsenie Papacioc, de glasul celorlalți mari părinți ai Bisericii, până în zilele noastre, care toți s-au zbătut și s-au luptat în condiții grele, vitrege și potrivnice lor și Bisericii, spre a o apăra pe aceasta, spre a o sluji cu onestitate și cu demnitate sau cu cinste și spre a-i răscumpăra pe toți fiii cei pierduți ai casei lui Israel, ai bisericii, toți fiii care, botezați fiind, viață de creștini, asumându-și prin botez, nu întotdeauna și-au însușit-o și prin purtare, prin viețuirea lor cotidiană sau zilnică, ci de multe ori și noi ne purtăm ca păgânii, dacă nu mai rău decât păgânii, având diferite purtări păgânești, total potrivnice și îndepărtate sau înstrăinate de Dumnezeu. Când săvârșim păcatul, când îl repetăm pe acesta și ajungem la patimă, când călcăm voia sau voința ori învățătura lui Dumnezeu,
când nu mai împlinim și nu mai respectăm pe aceasta, când nu mai avem purtare creștinească, atunci când nu ne mai rugăm, când nu mai postim, când nu mai facem fapte, nu mai săvârșim fapte vrednice de pocăință, atunci când noi ne purtăm ca cei care n-au lege, ca cei care nu-L mai au pe Hristos. Și în asemenea situații sau momente, ori conjuncturi, glasul profetic al slujitorilor bisericii, ai părinților noștri duhovnicești, strigă în această pustie și în acest deșert cotidian de astăzi, contemporan, în această pustie în care noi ne purtăm viețile și ne purtăm viețuirea și ne purtăm zilele noastre, aflându-ne înainte atâtor provocări, încercări, ispite, curse sau obstacole. Și când noi avem nevoie de Sfinții Bisericii, avem nevoie de Maica Domnului, avem nevoie de prorocii Bisericii, avem nevoie de mari părinți duhovnicești ai Bisericii și în fond și la urma urmei avem nevoie de Hristos, Domnul cel adevărat și de Dumnezeu cel adevărat, viu și prea veșnic. De aceea ne adunăm la toate aceste praznice și hramuri ale Bisericii, la pomenirile tuturor acestor mari sfinți, părinții Bisericii, proroci, profeți, apostoli, viețuitori, călugări, pusnici, schimnici, ierarhi, învățători, dascăli, toți părinți Bisericii, fiecare cu lucrarea lui, cu darul sale, cu talanții săi, ne adunăm în jurul lor, cerându-le lor milostivire, cerându-le lor mijlocire, cerându-le lor ajutorul, de la ei și prin ei, venindu-ne de la Hristos, tot ajutorul, toată darea cea de folos și toată binecuvântarea de care noi avem atâta nevoie în fiecare zi. Și ei ne întăresc pe noi și ne susțin și ne încurajează pe noi și ne apără și ne izbăvesc. De aceea le purtăm numele, de aceea îi cinstim în rugăciunile, slujbele și acatistele noastre, de aceea venim la soroacele, la slujbele, la praznicile, sărbătorile lor, de aceea avem icoanele lor, de aceea le citim viețile din sinaxare, din minei și din proloace, pentru că avem cu adevărat atâta nevoie de ei. Că în fond și la urma urmei ne dăm seama, pe zi ce trece, așa cum spuneau și părinții înainte, că până la urmă, numai la mâna și la mila lui Dumnezeu rămâne. De aceea avem mare nevoie de Sfinți. De aceea avem mare nevoie de Sfântul Ilie, care este pururea viu și pururea mijlocitor și împreună rugător cu noi la tronul Preasfintei Treimi. Pe care să-L chemăm și să-L invocăm și să ne rugăm Lui și prin El să-L chemăm în viețile noastre, în familiile și în casele noastre pe Dumnezeul Lui și al nostru cel viu și adevărat. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin.